uite, deschisă poarta, nu? Deci a intrat. E, da. La un moment dat el, o să vedeți voi, se fuțe el, se iese, pleacă. Ăsta este. Uite, o vezi? Dar nu știu să măresc imaginea. Vedeți aici cum stă? Iară se plimbă. Scena șocantă a avut loc după amiază în curtea unui centru de colectare a fierului vechi de pe șoseaua de centură a Constanței. Pasnicul l-a lovit pe magazioner cu un obiect în cap, l-a lăsat inconștient, după care a luat mașina victimei și a demarat în trombă. Eu zic că, uite, vedeți? Știu cum unde a parcat-o. Se dă jos, închide poarta și el pleacă cu mașina victimei. Da. Anchetatorii au fost impresionați de calmul cu care a acționat pasnicul de noapte. Asta e să văd. Uite, îl vezi cum stă? La un moment dat stă, se duce, pleacă, iar se întoarce, iar... Pare agitat. Da, el nu are stare. Să tot se uite, așteaptă pe cineva sau se uită după cineva. Bărbatul a fost găsit în comă de un alt coleg de muncă și a sunat repede la 112. Magazionerul a fost preluat de medici și transportat la spital în stare critică. Pacient care a fost agresat, a fost găsit agresat, mi-am crezut că în casă, după aia am aflat că era la servici, cu un traumatism foarte grav craniu cerebral, a fost dus direct în sala de operație la neurochirurgie, l-au operat, a rămas instabil hemodinamic după operație și la câteva ore în reanimare a decedat. Romeo Caba este numele bărbatului ucis cu bestialitate. Acesta avea 55 de ani și ar fi deloc din Botoșani. Nimeni nu știe ce l-a făcut pe pasnic să-și atace colegul de muncă. Însă imaginile surprinse de camerele de supraveghere scot la iveală un detaliu important. Presupusul atacator, care iese cu mașina din curtea centrului de colectare a fierului vechi, pare că își menține cu greu echilibrul. Mai mult ca sigur, acesta a consumat băuturi alcoolice înainte de a comite fapta. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au pornit pe urmele criminalului. Deocamdată aceștia nu au făcut publică identitatea suspectului.